Bună seara, bine v-am regăsit la Fabrica Doamnelor și Domnilor. O delegație Republicii Moldova, condusă de premierul Maia Sandu, va pleca mâine la Kiev pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la invitația acestuia. Este o vizită care vine într-un șir firesc de contacte externe ale Republicii Moldova, după ce delegația moldovenească a vizitat și România. Acum, iată, este vizitat și cel de-al doilea vecin, Moldova, neavând decât doi vecini, practic Ucraina. Doar că, dacă în România lucrurile au mers cu un anumit fundal, hai să spunem așa, relativ clar și limpede, în ceea ce privește vizita în Ucraina, fundalul este un pic mai sensibil. Există câteva chestiuni pe care conducerea ucraineană, chiar și cea nouă, să spunem așa, le privește cu oarecare reticență. Ține minte, de exemplu, mai vechea declarație a președintelui moldovean Igor Dodon cu privire la Crimea și la felul în care aceasta ar aparține de drept Federației Ruse. Mai există apoi acel vot al delegației moldovenești în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, unde deputații Batrâncea și Năstase au votat în favoarea Rusiei, în timp ce deputatul Copșoi a votat împotrivă, lucru pe care Kievul nu l-a apreciat și mai mult decât atât, însuși Volodymyr Zelensky a invitat pe toți aceia care au votat în favoarea revenirii Rusiei acolo în mod necondiționat să viziteze Donbasul ca să înțeleagă mai bine consecințele. Apoi mai există și declarația ministrului de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, cel care va merge la Kiev, care a calificat conflictul de pe Nistru drept un război civil, apoi a revenit asupra acestei calificări, însă nu a mers mai departe cu clarificările cu privire la natura acelui conflict, trezind oarecum iarăși oarecare reacție neplăcută la Kiev, pentru simplu motiv că Kievul este interesat, de exemplu, să lămurească odată cu Chișinăul, desigur, chestiunea trupelor ruse rămase acolo, grupul operativ de trupe ruse și a depozitului de muniții la Cobasna, principala amenințare pe care o vede Kievul în acest moment în regiunea transnistreană. Mai e și chestiunea ce ține de faptul că structurile de securitate și apărare ale Republicii Moldova au fost puse oarecum la îndemână, consideră mai mulți analiști, la îndemână celor care reprezintă interesele rusești mai degrabă în Moldova prin diverse pârghii, iar unii au observat deja că ministrul apărării de la Chișinău, domnul Voicu, s-a întâlnit cu mai mulți ambasadori ai statelor cu care Republica Moldova are relații diplomatice și sunt acreditați la Chișinău, dar nu și cu reprezentantul oficial diplomatic al Ucrainei în acest moment. E drept că acum nu există un ambasador, însă există un însărcinat cu afaceri plenipotențiar. Și mai mult decât atât, rămâne toată această chestiune generală a Transnistriei, despre care Ucraina nu știe exact cum să mai privească lucrurile. Va fi sau nu va fi acolo o clarificare? Dacă da, când și cum? Va fi sau nu va fi, de exemplu, federalizare, de care iarăși Ucraina cumva se teme? Și mai există și întregul fundal economic al relațiilor dintre Moldova și Ucraina, respectiv palierul energetic, dat fiind faptul că în curând expiră, cel puțin deocamdată, așa stau lucrurile, tranzitul de gaze rusești pe teritoriul Ucrainei și rămâne de văzut ce va fi de acolo încolo. Încercăm să lămurim această vizită și diversele aspecte împreună cu cei doi invitați, politicianul Valentin Krylov. Bine ați venit, domnule Krylov, mulțumesc. Bine v-am găsit. Și refacem cumva formula de la o analiză anterioară împreună cu directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, domnul Victor Juc. Bine ați venit, domnule Juc. Bine v-am regăsit. Vă mulțumesc mult pentru că iată stăm împreună și analizăm din nou. Aș vrea să vă întreb, domnilor, cum calificați dumneavoastră această vizită? Ce va fi? O vizită de protocol? O vizită de altă categorie? De un alt nivel? E totuși o delegație un pic mai restrânsă. Domnul Năstase, de exemplu, înțelegem că nu merge la Kiev. Domnule Krylov, cum vedeți dumneavoastră această vizită? Eu consider că aici este vorba despre și vizită de protocol și vizita cu o speranță pentru dezvoltarea relațiilor cu statul vecin, cu Ucraina, în diferite domenii care au potențial esențial, foarte esențial. Eu personal consider că, într-adevăr, există o problemă foarte, foarte importantă atât pentru Ucraina cât și pentru Moldova. Această problemă se numește securitatea, atât regională cât și la nivel mai înalt. Având în vedere că în ultimul timp situația în regiunii Mării Negre și Mării Azov, tensiunea crește. Și Moldova, având în vedere situația la sud-est al Ucrainei, dar și având în vedere aspectul conflictului transnistrian,
este cointeresat în discuție pe această temă. Cel puțin eu consider că tema securității regionale trebuie să fie discutată în cadrul vizitei care este preconizată. Înțeleg. Aș vrea să dezvoltăm mai încolo puțin acest subiect al chestiunii transnistrene și al securității regionale, dar vreau să văd, dumneavoastră, domnule Juc, cum calificați această vizită și eventual apoi am să vă întreb și ce subiecte credeți că se vor afla pe agenda acestei vizite. Eu consider că primul ministru Maia Sandu acționează absolut corect, pornind de la prevederile programului de guvernare, în care este stipulat expres că relațiile cu România au o încărcătură deosebită și nu este deloc întâmplător că din punct de vedere a cutumii diplomatice a fost desemnat anume că aceasta este prioritatea strategică, mai întâi relațiile cu România, apoi a mers la Bruxelles, având întruniri la, în cartierul general a Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice, iar apoi a venit rândul Ucrainei. În programul de guvernământ, de asemenea, este stipulat rolul important al Ucrainei și, în asemenea manieră, primul ministru a determinat direcțiile strategice pe coordonata politicii externe. Însă este o deosebire dintre vizitele la București și la Kiev. În ambele cazuri sunt vizite protocolare, dat fiind că doamna Sandu a fost aleasă în funcție de prim-ministru, dar și sunt vizite de lucru. Dar deosebirea este următoarea, că în România guvernul este cât de cât stabil, a trecut de acea moțiune de cenzură, pe când în Ucraina, în viitorul apropiat, se așteaptă alegeri parlamentare anticipate. În acest sens, în Ucraina vor fi numai trasate unele linii directorii, poate la întâlnirile cu președintele Zelensky vor fi extins numărul de probleme care vor fi puse în dezbatere, dar pornind și de prevederile constituționale care conferă atribuțiile de politică externă președintelui Ucrainei, pe când în întrunirile pe care le avea cu șeful guvernului, aici mai degrabă ele vor fi unele care vor puncta asupra unor aspecte ce țin de relațiile moldo-ucrainene și cred eu că dacă într-o întrevederile cu președintele Zelensky, pe prim plan vor fi puse mai cu precădere probleme ce țin de securitate, de relațiile dintre cele două țări și cu securitatea în regiunea extinsă a Mării Negre, apoi la întrevederile cu președintele Consiliului de Miniștri al Ucrainei, mai degrabă vor fi puse în dezbatere unele probleme economice, fără a se veni spre deosebire de România cu unele decizii concrete. Pentru că și în Ucraina se va vedea rezultatul alegerilor parlamentare, nu este exclus că se va reformata guvernarea și atunci cred eu că când vor fi în ambele cazuri guverne plenipotențiare, atunci vor fi puse în dezbatere problemele economice de o importanță stringentă, în special problema agriculturii și problema ecologică. Problema agriculturii în condițiile în care, de exemplu, s-a anunțat deja la nivel internațional că Ucraina devine cel mai mare exportator de grâne din lume în acest moment, avansând chiar și Federația Rusă. Ucraina, practic, întotdeauna a fost un mare exportator, chiar și în perioada sovietică, dar problema agriculturii ține de altceva. Ține relațiile de la frontiera moldo-ucraineană. Agricultorii moldoveni consideră că ei sunt nedreptăsiți, că există o concurență neloială, dat fiind că produsele ucrainești sunt cu mult mai ieftine și mulți cetățeni ai Republicii Moldova, în special pentru unele activități care le au, merg în Ucraina și procură mărfuri de acolo, care nu sunt de o calitate nici mai superioară, nici mai inferioară, dar sunt mai ieftine și atunci oamenii economisesc la acest capitol. Bun. Domnule Crâlov, ați deschis deja o discuție despre această chestiune transnistreană și securitatea regională. Într-adevăr, atât Moldova cât și Ucraina se uită cu mare atenție la ceea ce înseamnă securitate. Dar aș vrea să vă rog să definiți din punctul dumneavoastră de vedere și apoi am să-l întreb și eu, domnul Juc, care sunt principalele, să spunem, chestiuni sau vulnerabilități ale securității generate de ce sau de către cine, la care se vor uita cele două țări, Ucraina și Moldova? E clar că după evenimentele care au avut loc în ultimii 5 ani la statul vecin, la Ucraina, rolul și locul Moldovei este deosebit.
Într-adevăr, noi avem conflictul transnistrian, care nu este reglementat nici politic, politică juridic, dar și relațiile economice nu sunt normale actualmente, nu sunt cont de faptul că totuși relațiile economice există. Dar noi nu putem constata că aceste relații sunt în dezvoltare. În contextul dat, e clar și e clară poziția Ucrainei, care este îngrijorată situației din Transnistria, având în vedere contingentul militar din Rusia și armamentul respectiv și alte aspecte care sunt legate strict cu securitatea militară. Totodată, în ultimul timp, sunt destul de multe acțiuni cu caracter provocator, care sprijină creșterii tensiunii în regiunea Mării Negre și a Mării Azov. Aceste două momente sunt strict legate cu situația internă la Ucraina și eu consider că ar fi bine dacă delegația Republicii Moldova va demonstra maturitatea politică, având în vedere că partea noastră nu trebuie să participe la orice acțiune cu caracter provocator. Începând cu unele declarații cu caracter politic, spunem așa, și până la acțiunile, de exemplu, legate cu desfășurarea exercițiilor militare, cu participarea forțelor armate din blocul Alianței din Alianța Nord-Atlantică și așa mai departe. Asta vreau să vă rog să dați câteva exemple de acțiuni cu caracter provocator și provocator în adresa cui? Cine s-ar simți provocat? În ultimul timp, mult se vorbește despre militarizarea Federației Ruse. Că ea a ales curs militarizat, care este îndreptat contra Ucrainei, contra nu știu cine, dar această concluzie se face practic neavând în vedere acțiunile Alianței Nord-Atlantice, inclusiv în Marea Neagră, exerciții militare Sibris, care au loc fiecare an. Ce a pierdut Alianța Nord-Atlantică în Marea Neagră? Ce a pierdut acolo? Pentru mine, de exemplu, nu este clar până la sfârșit. Există cel puțin trei state Alianțe Nord-Atlantice, da, care au treabă cu Marea Neagră. Există într-adevăr, dar nu este vorba numai despre România, Bulgaria, da. Turcia, da. Cu Turcia, totuși, situația este puțin mai favorabilă, spunem așa, pentru stabilitate în regiunea dată. Anume pentru stabilitate vorbim. Referitor la relațiile, de exemplu, pe linie Rusia-Bulgaria, Rusia-România, nu sunt temeri pentru pericol real, pentru îngrijorare întemeiată. Nu este așa ceva. Dar, eu aș aduce aici exemplul Lituaniei, care în ultimul timp a procurat de în Germania 83 de mașini motorizate. Parcă tot nu există niciun pericol la moment. Dar Lituania, prin gura ministrului apărării, a declarat că în ultimul timp sunt amenințări serioase la adresa securității Lituaniei, atât din est cât și din vest. Și din această cauză este nevoie de acordat o atenție deosebită sistemului național de securitate și apărare. Aceeași situație o avem cu Ucraina și cu Republica Moldova. Federația Rusă le-a creat ambelor state câte un conflict pe care apoi l-a înghețat, în primul caz, prin acordul din 21 iulie 1992, iar în al doilea caz, prin acordurile de la Minsk, care practic unele puncte erau din start inacceptabile pentru Ucraina și era clar că ele nu pot fi implementate.
Conflictele au fost înghețate. Deosebire este că cel din Republica Moldova nu este dezghețat, iar cel din Ucraina este dezghețat punctat pentru ca Ucraina să fie menținută în situație de șah. Totodată, se crea impresia atunci în campania electorală pentru prezidențialele din 2019 că Vladimir Zelenski va fi altul decât Petro Poroșenko. Vedem că la capitolul asigurarea integrității teritoriale practic deosebiri nu sunt, exceptând faptul că Vladimir Zelenski încearcă să propune un alt format de negocieri cu participarea Statelor Unite, cu participarea Marii Britanii și consideră că nu este nevoie de a dezgheța punctat conflictul din Donbass. Practic este aceeași situație, dar ucrainenii au teamă că într-o bună zi trupele Federației Ruse, care staționează absolut ilegal grupul operativ din Transnistria, ar putea să atace de pe alt flanc, Ucraina. Și din această cauză, ucrainenii își consolidează securitatea pe flancul vestic al apărărilor naționale, iar Republica Moldova nu are decât să profite de această situație, pentru că ucrainenii nu mai sunt cei care au fost până în 2014. Iată care este deosebirea. Și atât Ucraina, cât și Republica Moldova au nevoie să-și consolideze sistemul național de apărare. Ucrainenii cheltuie 5,3% din buget pentru a-și moderniza armata lor națională. Ei deja și-au creat o flotă militară nouă, ceea ce a fost până în 2014 a fost o rușine a națiunii ucrainene, când toți au plecat comandanții supremi, fără luptă. Ucrainenii creează altceva. La noi, în Republica Moldova, nu știu de ce se consideră că, proclamând statutul de neutralitate, s-au rezolvat toate problemele. Neutralitatea în lumea contemporană nu costă nimic, după cum nu a costat într-o 1914 pentru Belgia și în 2014 pentru Ucraina. Nimeni nu spune, sau eu consider că noi trebuie să ne păstrăm statutul de neutralitate, dar în același timp să consolidăm sistemul național de apărare. Cu 0,3% nu se face o apărare națională eficientă. Bun, apropo de apărare, să nu vă uitați, dar, domnule Crăov, vreau să mai pun o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Au observat mai multă lume că, de exemplu, domnul Voicu, ministrul apărării, nu s-a întâlnit cu reprezentantul diplomatic al Ucrainei la Chișinău nici până acum. E drept, o scuză ar fi că nu există un ambasador încă, dar există acest însărcinat plenipotențiar care împlinește în totalitate rolul unui ambasador. De ce credeți că nu e bine, nu e bine că domnul Voicu nu s-a întâlnit? Iată, se întâlnesc cele două delegații la Kiev, dar pe linia de apărare încă nu s-a purtat niciun dialog între reprezentanții celor două țări. Totuși, în atribuțiile ministrului apărării nu intră activitate diplomatică. Și totuși s-a întâlnit deja cu, nu știu, 10-12 ambasade, nu mai știu câte am citit acolo pe site. Eu nu știu care a fost sens, el are cu ce să se ocupe. Ministrul apărării actual. Totodată vreau să subliniez că totuși întreținerea forțelor armate costă foarte mult și posibilitățile economice actuale ale Republicii Moldova nu permit întreținerea forțelor armate la nivel necesar. Poate această o armată situație profesionistă ar fi mai bună? Adică încheierea procesului început? Nu este început vorba despre numai armată profesionistă, este vorba despre multe aspecte. Eu am activat în comisia respectivă parlamentară în componență, spunem așa, de două legislaturi și vă spun cinstit, niciodată forțele armate din Republica Moldova n-au fost asigurate la nivel satisfăcător. Niciodată. Să înțeleg că sunteți de acord așadar cu domnul Juc, care cere mărirea cheltuielor pentru întreținerea și modernizarea armatei? Eu am fost unicul deputat care a votat contra formării armatei naționale. După adoptarea deciziei respective, când forțele armate au fost fondate, eu am aparținea minorității deputaților care consecutiv
s-au încercat să ajute armatei naționale pentru supraviețuire. Noi facem destul de des un pas politic, neavând în vedere consecințele economice. Facem greșeală, după aceasta spunem cum doriți, așa și trăiți. Nu este atitudine normală, nu este atitudine statală. Înțeleg. Da, absolut corect. Scuzați-mă, noi nu avem posibilități reale economice la moment pentru întreținerea normală a forțelor armate. Da, absolut corect, pentru că Armata Națională, modernizarea presupune numai achiziții de tehnică, de muniții, de echipament, dar și pachetul social pentru ofițeri. În special ofițerii superiori și ofițerii medii. Ei ajung la 40-45 de ani și se demobilizează. Atunci când ei se află în apogeul maturității ei ca oameni. Dar din anumite considerente, în special lipsă de locuință, ei sunt nevoiți să se demobilizeze. Nu-i corect situația asta care este în Republica Moldova și atitudinea față de armată și atitudinea care vine inclusiv de la comandanții supremi, care consideră că datorită neutralității nu se schimbă nimic. Din contră, neutralitatea solicită multe cheltuieli pentru consolidarea securității naționale. Cât despre actualul ministru, eu consider că el este o figură foarte echilibrată și dacă nu a avut o întrunire cu însărcinatul cu afaceri ad interim a Ucrainei, cred eu că se pregătește, pentru că este totuși o problemă destul de sensibilă datorită acelor luări de poziție ale președintelui Dodon până în 2016. Și cred eu că problema se va remedia, mai ales că între militarii din Republica Moldova și militarii ucraineni este o colaborare destul de bună. Deseori militarii diferite contingente armatei naționale au participat la cantonamente comune cu ucrainienii și situația se va remedia înspre o cooperare mai strânsă dintre cele două structuri. Domnilor, așa să vă rog să trecem puțin și la chestiune de viitor, să spunem așa. E adevărat că în Ucraina urmează alegeri anticipate, e adevărat că lucrurile nu sunt încă stabile, dar nici la Chișinău nu știm cât va dura această guvernare. Ea a declarat inițial că va fi doar una de conjunctură undeva până pe la sfârșitul 2019, dar nu știm cum evoluează lucrurile. Și atunci vreau să vă întreb, din punctul meu de vedere, cum ați dori să evolueze relațiile între Moldova și Ucraina? În ce condiții? În condițiile în care, de exemplu, în parteneriatul estic a existat o tripletă formată din Georgia, Ucraina și Moldova cu un anumit parcurs, să spunem așa, către Uniunea Europeană. Acum însă, cel puțin la Chișinău, s-a adăugat și cealaltă componentă, adică o echilibrare sau chiar o reorientare mai solidă și către Federația Rusă. Lucru cu care Ucraina nu e foarte de acord și în Georgia sunt proteste. Cum vedeți dumneavoastră viitorul relațiilor acestora, domnule Krylov? Eu consider că acest echilibru trebuie să fie păstrat. Moldova este interesată în colaborarea reciprocă avantajoasă atât cu Estul cât și cu Estul. Și eu repet viziunea mea care este legată cu poziția delegației moldovenești la întâlnire la Kiev, care nu trebuie să fie contra cuiva, inclusiv contra Federației Rusă. Eu consider că adoptarea, spunem așa, declarației comune sau coordonarea planurilor împotriva cuiva, în cazul dat contra Federației Rusă, sunt contraproductive. Moldova nu este cointeresată în răutățirea situației cu orice partener, nu, în cazul dat, partener strategic, dacă noi vorbim despre Federația Rusă. E clar că pentru Ucraina această problemă nu poate fi acceptată. Dar totodată, noi avem interesele noastre naționale. Noi suntem cointeresați atât cu colaborarea normală, reciprocă, avantajoasă cu Ucraina, cât și cu Federația Rusă, în primul rând, în domeniul social-economic. În contextul dat, orice pas, orice declarație, orice acțiune care va fi îndreptată împreună cu Ucraina contra cuiva, în cazul dat, contra Federației Rusă, eu consider va fi contraproductivă. Ați spus de domeniul social-economic și atunci vă întreb pe fiecare dintre noastre, în această relație, să spunem, complicată, Moldova-Ucraina,
Rusia, unde Ucraina vede lucrurile într-un fel, Moldova, spuneți, e cointeresată într-un echilibru. Dar apar chestiuni punctuale concrete. Celebra amenințare care s-a tot auzit de-a lungul timpului și care uneori s-a și concretizat cu privire la gazul rusesc. Acum mai apare o componentă suplimentară. Tensiunea dintre Ucraina și Rusia poate duce la oprirea gazului rusesc cu sau fără voia Moldovei, pur și simplu pentru că există acel conflict. Înțeleg că Ucraina Transgaz, parcă așa se numește, Raftagaz. Da, ei au oferit Moldovei posibilitatea de a-și face rezerve strategice în rezervele subterane ale Ucrainei, ca dacă cumva gazul rusesc se oprește, Moldova se poate avea un an, doi rezervele asigurate. Dar asta ar putea să nu fie pe placul Rusiei, pe de altă parte. Cum se poate realiza aici un oarecare echilibru, totuși? Eu consider că Republica Moldova și Ucraina practic sunt impuse de circumstanțe să promoveze o politică de bună vecinătate, de cooperare reciprocă avantajoasă. Nu este secret pentru nimeni că relațiile moldo-ucrainene nu au fost cele mai amicale, cele mai de bună vecinătate, practic până în 2014. Poate din cauza ambelor părți, dar Ucraina se crea impresia că tratează puțin de sus Republica Moldova. După aceea a avut acea nenorocire, situația s-a schimbat. În plus, aceste țări, împreună cu Georgia, trebuie să-și coordoneze eforturile în relațiile cu Uniunea Europeană. Deja este practic general acceptată supoziția că Uniunea Europeană tratează viitorii candidați sau viitoarele state membre în pachet din punct de vedere subregional. Recent a fost în Polonia o întrunire Uniunii Europeană plus 6 state balcanice care aspiră să devină state membre. Republica Moldova, Georgia și Ucraina se bucură de același tratament din partea Uniunii Europene în cadrul parteneriatului estic. Și chiar dacă Georgia pune pe prim plan integrare euroatlantică, în Ucraina se echilibrează euroatlantic și europeană, iar în Republica Moldova prevalează net integrarea europeană. Dar în același timp trebuie să fie puse pe tapet și acele probleme care sunt. Problema agriculturii, despre care am vorbit, problema ecologică a râului Nistru, alte probleme care apar, problema securității, trebuie să-și coordoneze eforturile. Iar problema gazelor naturale, desigur că este una fundamentală și eu nu știu de ce până acum guvernele Republicii Moldova n-au încercat să negocieze cu Gazprom viitoarea situație, pentru că sigur că este practic improbabil, imposibil a considera că la 1 ianuarie 2020 se va închide robinetul și mai mult nu vom avea gaze naturale pentru o perioadă de timp. Deși ucrainenii, spre deosebire de Republica Moldova, au numeroase rezerve, pentru că ei prin diferite metode și-au făcut multe rezerve. Republica Moldova n-a reușit nici măcar cu România să finalizeze acel gazoduct. Reversurile n-a reușit să le facă. Deci este o problemă foarte importantă. Securitatea națională la capitolul al asigurare cu hidrocarburi, cu agenții energetici, iată care este problema fundamentală și cred eu că primul ministru Maia Sandu va pune problema aceasta la întrunirile cu omologul său din Ucraina sau cu șeful statului ucrainean pentru a identifica unele soluții de compromis și de scurtă durată. Înțeleg. Domnule Kirilov, mai avem cam 2 minute până la final. Tot așa, punctul nostru de vedere, cum poate fi împăcată toată lumea, ca să spunem așa, pentru că ce convine Moldovei și Ucrainei s-ar putea să nu convine Federației Ruse, ce convine Moldovei și Federației Ruse s-ar putea să nu convine Ucrainei. Cum vedeți dumneavoastră un echilibru aici? Echilibru în orice situație poate fi atins. Eu totuși consider că sunt șanse pentru tratativele normale, constructive, în primul rând în domeniul social-economic. Într-adevăr, trebuie să fie discutată măcar superficial problema gazelor naturale, alte probleme, dar totuși, vrem nu vrem, problema principală și principală este problema securității regionale și această problemă trebuie să fie discutată cel puțin ca discuția inițială, ca discuția care trebuie să fie continuată după alegerile parlamentare anticipate din Ucraina. Dar în orice caz, unele momente trebuie să fie de bază, trebuie să fie marcate mâini la Kiev. Am înțeles. Am ajuns la final, domnilor, vă mulțumesc mult. Cei doi invitați în această seară au fost domnul Victor Juc și domnul Valentin Kirilov.
Vă mulțumesc pentru opiniile exprimate, pentru analiza pe care ați oferit-o celor de acasă. Noastră vă mulțumesc pentru atenție. Vom urmări și rezultatele vizitei de mâine, pe de-o parte. Pe de altă parte, vedem că se derulează cu o viteză ieșită din comun și cu foarte multe, din ce în ce mai multe semne de întrebare și contestare, o anumită reformă făcută în numele scoaterii de sub captivitate a statului în baza unei declarații adoptate de Parlament. Însă, lumea începe să se întrebe, și nu numai cei din interior și cei din exterior, dacă nu cumva această viteză începe să aducă cu sine și o sumedenie de chestiuni la limita legalității sau dincolo de limita legalității, cum ar fi, de exemplu, dorința de a-l schimba cu orice preț pe procurorul general, indiferent care ar fi acela. Lumea se întreabă dacă aceasta e metoda și dacă o declarație politică poate constitui un argument juridic. Și dacă da, atunci ce altă perioadă în istoria Moldovei s-ar putea inaugura cu asemenea practică? Dar despre acestea discutăm mâine. Până atunci, numai bine!